Primele noastre invitate sunt tinere, talentate. Una este interpretă, cealaltă este textieră și ne-ar face mare plăcere să descoperim secretele unei colaborări de succes între un interpret și un textier. Este vorba așadar despre Maria Arpenti și Cătălina Lungu. Bună seara, fetelor! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la noi, Cătălina! Bine, bine ai găsit. Venit și Maria îi spunem bine ai revenit! Cu mare drag am revenit. Salut, Doina! Mă bucur că putem să vorbim un pic despre activitatea voastră. Când v-ați întâlnit voi două prima dată și cum și în ce context? Deci să înceapă Maria. M-am văzut pe scena Palatul Național în colaborare cu orchestra Fluieraș, noi fiind corul cu doamna Ilona, orchestra Fluieraș în frunte cu Veceslav Ștefăneț și în timpul repetițiilor așa, vreau o piesă. Tare îmi doresc o horă, vreau ceva deosebit, scrie-mi, te rog, nici o problemă, ai un text? Nu, îți dau eu una. Și îmi spune imediat Cătălina Lungu, în ziua aceea am și telefonat-o, i-am propus, am întâlnit-o un soare de om, da. Ne-am cunoscut și așa a început o colaborare mai mult prietenește, deci noi ne-am cunoscut sufletele unei altea și așa a început. Cătălina, cum ai reacționat atunci când te-a sunat Maria? Eu cred că asta se întâmplă destul de des, nu-i așa? Te sună cineva și îți spune, vreau o piesă. Exact, în ultimul timp așa și este. Deci Maria este, vreau să spun și eu, că este un omuleț soare și chiar mi-a fost foarte ușor să scriu pentru ea, pentru că am eu o tangență cu sufletele oamenilor, nu știu, o simt. Am simțit-o din start, cam ce ar vrea să cânte, cam cum ar vrea să fie acest text. Și mă strădui întotdeauna ca să se regăsească fiecare sufletel, în primul rând al interpretului. Așa este, dar mi-a fost greu să aleg, mi-a scris 6 strofe. Așa frumos, da, o piesă trebuie să aibă așa undeva 3 minute, da? Și după ce mi s-a făcut și melodia, Veceslav i-a plăcut, a compus, repede a venit cu linia melodică și eu mă gândeam, Doamne, ce să aleg, ce să-și-am cules, ce, unde m-am regăsit cel mai mult, dar zic, alea tot îmi rămân așa, trei undeva le țin în ramă. Da. Eu chiar cred că voi semănați. Semănați un pic și la chip așa, dacă mă uit. Dar ni s-a mai zis, nu? Da, da. Aveți așa obrajii bine pronunțați. Da. Și da. Chiar cred că vă potriviți și la caracter și la suflet. Așa. Până la urmă, de ce depinde o colaborare frumoasă între un interpret și un textier? Și dacă, nu știu, Cătălina, poți scrie și pentru cineva pentru care n-ai neapărat o simpatie specială? Deci vreau să spun că înainte de a porni oricare text, vin cu rugăciune în fața Domnului și mă rog, Doamne, uite, trimite ceea ce trebuie să scriu exact pentru această persoană, pentru acest om și chiar mulțumesc Domnului pentru toate rândurile trimise, pentru că, cum am mai spus într-un text, Dumnezeu îmi duce mâna. Și de asta mi-a fost foarte ușor. Depinde mult și de interpret. Adică cu ce energie vine, cu ce... Dar cu Maria n-am avut nicio problemă. Dar ne dorim să mai avem colaborări de acest gen și da, Cătălina simte. Ea își spune păsul ce vine și din suflet și, cum am spus, ia atenție la dorința interpretului. Da. Solicitantului, să zicem. Se întâmplă să îi lași pe interpreți, Cătălina, să intervină în texte? Dacă mereu, nu le place ceva? Mereu, deoarece text, eu îmi pun doar amprenta mea, dar până la urmă e ceea ce vrea să aducă interpretul omului. Până la urmă lasă acest flețel să-și spună el cuvântul și de cele mai multe ori, chiar întotdeauna ascult și chiar dacă textul este finit și interpretul a zis, uite, în ziua aceea mă regăseam astăzi, parcă mi se pare că ok, facem din nou, nu e nicio problemă, pentru că trebuie un text să se îmbrace foarte bine cu melodia. Și atunci... În cazul cânticului nostru de astăzi, pe care îl voi prezenta, și este și în premieră și am ales așa o tematică mai generală. Dorule, de ce-i dor? Pentru că să se regăsească oricine. Și așa curgător și sufletește la imprimat pe foaie, atunci când l-am citit, am lăcrimat, pentru că
i-am spus, unde n-am plecat în lumea asta, de câte ori n-am călătorit, acolo m-a însoțit dorul către mama, dorul de casă, dorul de țară, dorul de nostalgia copilăriei sau alte momente în care, ce înseamnă dor? El nici nu are o traducere în alte limbi, cum da. Știm fiecare, dar mi s-a părut că mă regăsesc eu în primul rând și Cătălina m-a înțeles foarte bine și de aici s-a pornit și linia melodică care vine așa tare deosebit. Așa că cu mare drag vreau să vi-l cânt. Da, chiar asta vreau să te rog acum, Marie. Te rog tare mult să ne cânti. Vă mulțumim frumos pentru că ați fost cu noi în această seară. Neapărat ne dorim să ne mai întâlnim și să mai discutăm despre colaborarea voastră. Cu mare drag. Vă așteptăm, da, cu mare și drag. Noi îți mulțumim. Marie, te invit în scenă acum. Așadar, o piesă despre dor, cu versuri scrise de Cătălina Lungu. Și mulțumim tare mult că a fost cu noi în această seară. Iar Maria Arpenti ne cântă imediat. Rămâneți cu noi. Ascultă, dorule, n-ai chip de făptură vie, dar noi om să nu te știe, dar noi om să nu te știe. Dorule, ești boală, dorule, ești leac, când te dau afară, când te chem cu drag, cine să te lege? Sufletul omului, dorule, și-al meu suflet ai secat, dar tot rămâi însetat, dar tot rămâi însetat. Dorule, ești boală, dorule, ești leac, când te dau afară, când te chem cu drag, cine să te lege? Scap de rugăciune, dorule, peste tot te iau cu mine, mi-a prind candela cu tine, mi-a prind candela cu tine. Dorule, ești boală, dorule, ești leac, când te dau afară, când te chem.